Mesaj către arhiepiscopul Varsanufie. Am citit comunicatul de presă. Încercare de șantaj și denigrare a arhiepiscopului Râmnicului, cu scopul manipulării opiniei publice. Mai întâi, unde este șantajul? Pentru că amenințarea că mă dă în judecată dacă nu șterg înregistrarea m-a făcut să trimit, după cum am mai spus, filmarea mai întâi superiorilor săi și mai apoi la 6 adrese de mail din Vâlcea, din care cred că o adresă nu era valabilă, pentru că am primit mail că filmarea nu a fost descărcată. Arhiepiscopul Varsanufie, în disperare de cauză, face din ce în ce tot mai multe gafe și mă obligă să mă apăr. Dacă cineva a denigrat biserica, acela este arhiepiscopul Râmnicului, prin faptele sale. Omul acesta nu are frică de Dumnezeu. I-am ținut mizeria sub preș atâta vreme și acum tot el se dă lovit. Chiar vrea să spun tot și să dau tot? Chiar i-a luat Dumnezeu mințile? Eu nu vreau să merg mai departe, pentru că ar fi o zminteală totală. Și nu vreau să fac asta, dar dacă mă obligă prin acțiunile sale inconștiente, nu am de ales. Fabulații? Și dacă demonstrez multe, vă înghițiți cuvintele? Dacă este o fabulație și dacă eu nu am vrut să dau detalii despre copilul la care se face referire în filmarea respectivă, de ce Arhiepiscopia Râmnicului, implicit Arhiepiscopul Varsanufie, s-a dus cu gândul la un adult în vârstă de 27 de ani care poate depune mărturie împotriva fabulațiilor doamnei din București? Și dacă tot ce a apărut în vocea Vâlcii sunt fabulații și scrisoarea către Sfântul Sinod tot fabulație e, acolo sunt clar mesajele arhiepiscopului și notificarea semnată de el. Și dacă arhiepiscopul Varsanufie se gândește să și-l aducă martor pe Daniel Apostol, consilierul său, în filmarea respectivă este vorba despre un copil, dar nu despre Daniel Apostol. Cum poate dovedi Daniel Apostol că am stat de vorbă cu el la telefon 10 ani ca să-l conving să nu facă ceva? Căci eu pot dovedi că am vorbit timp de 10 ani cu un alt copil, un alt tânăr. Prima minciună pe care o voi dovedi foarte curând este faptul că în comunicatul de presă se spune că din filmarea respectivă am scos din context și am aranjat pentru a-mi servi scopului propus. Așa că, în curând, voi face expertiza filmului și veți avea prima înfrângere. Și dacă am mai avut alte opinii calomnioase și nu le-am probat, mă văd nevoită să le probez acum. Șocant! Prin urmare, respingem toate acuzațiile neprobate ale respectivei persoane din București, care practic a dictat articolul din Vocea Vâlcii cu scopul evident de șantaj la adresa unui ierarh ortodox și de denigrare a Bisericii Ortodoxe Române. Pe lângă faptul că este o aberație, pentru că arhiepiscopul se pricepe foarte bine la aberații, în primul rând, asta e o mare jignire adusă celor de la Vocea Vâlcii, adică ei nu sunt în stare să scrie un articol. Și tot în primul rând, arhiepiscopul vorbește în comunicat despre deontologie și în comunicat se spune că practic a dictat articolul din Vocea Vâlcii cu scopul evident de șantaj. Care șantaj? De șantaj public eu n-am mai auzit. Vă dați cu stângul în dreptul și s-ar putea să vă împiedicați rău de tot. Misterioasa doamnă din București, cea datorită căreia Varsanufie este acum arhiepiscopul Râmnicului, iar arhiepiscopul, cu un tupeu fantastic și fără frică de Dumnezeu, dă cu piatra. După ce am citit comunicatul de presă, le-am sunat evident pe directorul publicației Vocea Vâlcii și, surpriză, unde se afla? În biroul arhiepiscopului. Oare de ce? Vom vedea de ce. După ce arhiepiscopul a șters pe jos cu el în comunicatul de presă, ce făcea arhiepiscopul? Îi citea mesaje erotice de la mine, ca să-l citesc pe directorul de la Vocea Vâlcii. Oare de ce arhiepiscopul nu-i citea altceva? Sau de ce nu-i arăta altceva? Da,
Există niște mesaje, dar în niciun caz erotice, pe care le voi comenta la timpul potrivit după publicarea lor. De ce? Pentru că nu vreau încă să-l fac de râs pe arhiepiscopul Varsanufie. Reacția mea va fi clar reacție la atitudinea lui. Aștept să publice mesajele. Înalt preasfințite, ca să spun așa. Chiar nu ți-e rușine de ce faci? Că-și frică de Dumnezeu clar nu ai. Tocmai despre erotism te-ai gândit să vorbești cu directorul de la Vocea Vâlcii? Directorul de la Vocea Vâlcii, după ce a plecat de la arhiepiscopul Varsanufie, mi-a dat un mesaj că va publica mesajele erotice ca să-l citesc și m-a îndemnat să încetesc ca să nu mă fac de râs. Eu chiar nu am o problemă dacă le publică. Problema va fi la arhiepiscopul Varsanufie. N-am vrut să-l fac de râs pe arhiepiscop, dar dacă el vrea, nu am ce-i face. Dacă i-am trimis mesaje erotice ca să-l citesc pe el sau pe directorul de la Vâlcea, mesajele acelea trebuie să aibă o dată. Dacă i-am trimis astfel de mesaje și nu i-a plăcut, ca să spun așa, de ce a continuat să se vadă cu mine? De ce a insistat să ne vedem inclusiv în data de 8 august anul curent? Abia aștept să publice mesajele respective ca să pot face istoricul lor. Cei de la Vocea Vâlcii nu vor publica clar dreptul meu la replică. Dar mai sunt și alte metode ca să mă fac auzită. Menționez că despre mesajele respective și despre istoricul lor mai știu 3 persoane, un preot și 2 mireni. Deci și aici am martori. Chiar cu ei m-am sfătuit de multe ori în privința mesajelor respective. Înalt preasfințite, oprește-te, pentru că știi foarte bine în ce condiții au fost date mesajele respective. Chiar ți-a luat Dumnezeu mințile de tot. Doamna din București, ca să-i citesc pe cei de la Arhiepiscopia Râmnicului.